ziua, bine ați venit. Este ultima activitate expozițională din acest an și este ultima activitate care încheie un program despre care ați auzit și la care mulți dintre voi ați participat, activitățile pe care le-au propus, Zalău 550. A fost un program, spun eu, destul de dens, cel puțin în ceea ce privește partea expozițională, dar evident nu s-a bazat doar exclusiv pe activitățile de natură expozițională, însă aceasta este principala noastră de formă de valorificare și a patrimoniului și a informațiilor pe care le documentăm și atunci sigur că trebuia să fie bine reprezentat în cadrul programului tipul acesta de activitate. Au fost de-a lungul anului o serie de expoziții toate centrate în jurul Zalăului, a istoriei orașului, a principalelor aspecte de viață economică, inclusiv aspecte, nu știu, de reflectare, de expoziție de istoria presei, reflectarea în presa locală. Și sigur ne-am propus să aducem toată această poveste a Zalăului mai aproape de vremurile noastre, încheind programul cu această expoziție dedicată industrializării și urbanizării orașului, pentru că tot vorbim noi despre acest program care celebrează urbanitatea sau începuturile urbanității orașului sau Zalăului. Am dorit să facem această expoziție sau să ne axăm și pe această problematică pentru că ea este parte importantă din istoria orașului nostru și o să ne spună colegul nostru, Andrei Herța, cercetător în cadrul muzeului, de ce este importantă această, de ce sunt importante aceste aspecte legate de industrializare și urbanizare, așa la o primă vedere și la o înțelegere foarte simplă, ne este foarte clar pentru mulți dintre noi care am și trăit în oraș, că perioada de industrializare, anii 60, 70, 80, au însemnat o dezvoltare fără precedent a orașului și, bineînțeles, o extindere, o urbanizare accelerată. Sunt perioadele de creștere maximă și a producției industriale și a spațiului, de extindere masivă a spațiului locativ. Și mi-a plăcut în maniera de realizare sau de conceptualizare a expoziției că Andrei la un moment dat a privit orașul și prin prisma evoluției materialelor folosite în realizarea clădirilor, în edificarea clădirilor și toate contextualizate sau privindu-le în strânsă relație cu amprenta ideologică a epocilor în care ele au fost construite. E foarte interesantă această privire și această relaționare. Despre conținuturile expoziției, sigur, Andrei este cel mai în măsură să ne spună cum a gândit abordarea acestor aspecte. Dar spun eu că e foarte bine să avem această privire retrospectivă pentru că e o parte importantă, așa cum spuneam, a vieții orașului, o etapă în care s-au întâmplat foarte multe și în care, practic, orașul s-a format sau s-a pus bazele a ceea ce este astăzi, în bună măsură, Zalăul ca reședință de județ. N-am să spun mai multe, am să-l las pe Andrei să ne prezinte și pe urmă să vă invit să vedeți expoziția și pentru că și sub aspectul etalării informației e o propunere interesantă, o să vedeți acea privire în oglindă pe care Andrei ne propune
asupra diferitelor etape din evoluția modernă a orașului nostru. Andrei, te rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, în primul rând. Da, așa cum ați amintit, nu putea să lipsească din programul ăsta expozițional al Muzeului 550 perioada asta cea mai prolifică din istoria orașului. Pentru că a crescut foarte mult populația față de anii 60, în următoarea decadă, în 1970, populația s-a dublat, după aia în anii 80 a crescut cu 250% față de... Deci atunci a crescut orașul foarte mult, de vreo 3 ori cât era el înainte, asta în 20 de ani. Și de ce? Cum a crescut? Noi astăzi, mie, e foarte greu să-mi imaginez Zalău fără amprenta asta din perioada respectivă, pentru că cred că mai mult de jumătate din ce înseamnă materialitatea orașului e produs, construit atunci. Asta e din cât percep eu spațiu, așa că nu m-am plimbat prin tot orașul. Eu nu sunt de aici, așa. Și de asta l-am și expoziția asta e cumva dintr-o perspectivă din afară. De ce a crescut așa de mult orașul? S-au construit fabrici, în 1968 s-a înființat județul Sălaj pentru prima dată și era politica asta la nivel de stat de uniformizarea dezvoltării economice pe teritoriul țării și s-a investit foarte mult în principal în reședințele de județ care erau mai slab industrializate, mai slab dezvoltate. Și așa se face că cele mai mari investiții la nivel național s-au făcut în Zalău. S-au construit fabrici în anii 70, după care din anii 80 a scăzut nivelul investițiilor, dar s-au concentrat în special pe fabricile mari, gigantice, cu mii de muncitori, cum a fost Armătura sau Emailațiu. Dezvoltarea fabricilor, da, presupune pe lângă resursele materiale care știm probabil că nu erau produse aici, se aduceau undeva de foarte departe, de asta nu știm cât de benefic a fost cumva dezvoltarea asta pe termen lung. Nu știm că la un moment dat s-a stopat strategia asta și s-a înlocuit cu o altă strategie. Dar o a doua resursă foarte importantă, cea mai importantă, probabil erau muncitorii. Și Zalău nu avea populația care să susțină fabricile respective și astfel că au venit din afara orașului foarte mulți muncitori. S-au făcut calificări la locul de muncă. Într-o primă fază s-au adus specialiști din afară, chiar și din URSS, dar și din țară, de la alte combinate din țară, specialiști formatori în fabricile nou construite, care formau muncitorii necalificați, care veneau în special din jurul Zalăului. Și în paralel cu asta s-au deschis școli profesionale. Și foarte mulți elevi veneau, stăteau în internat, erau pregătiți direct din școala profesională, din liceu, pentru fabrică. Aveau deja din clasa a noua, știau deja fabrica în care urmează să muncească. Și tinerii ăștia care au făcut școlile astea profesionale, nu făceau naveta decât cei care au foarte din apropiere, stăteau în internat și cu timpul au rămas în Zalău. Nu s-au mai întors la țară, la animale, pentru că era și o atracție așa viața asta de oraș. Și orașul chiar atunci se construia în același timp. S-au construit blocuri, cartiere întregi de blocuri, absolvenții de școală profesională când intrau în fabrică, imediat în perioada următoare, deja își puteau primi garsonieră sau dacă se căsătoreau apartament. Și așa a crescut orașul foarte mult. Acum,
cum am amintit și eu, dezvoltarea asta da, ține de politica regimului de atunci, cum au decis ei să dezvolte țara. Eu am încercat să nu fac o judecată de valoare, să nu judec eu ce au făcut greșit sau bun sau așa. Am scos în evidență, cumva, doar ce a rămas de atunci. Lucrurile care fac parte din viața noastră, fac parte din oraș. În primul rând, acum, fără nicio urmă de formalism sau de complezență, vreau să vă felicit pe toți pentru proiectul ăsta, care a fost un proiect pe termen, mă rog, mediu, să zic un an, pentru faptul că ați urmat așa un fir roșu și l-ați urmat cu consecvență, cu anduranță și când îți propui proiecte pe un termen mai lung, sigur că te lovești de și de rutină, de te gândești ce ai mai putea să inventezi, să cu ce să mai atrage atenția și ați reușit de fiecare dată. Deci, felicitări și repet, fără nicio urmă de complezență, eu m-am bucurat la fiecare și am participat, cred că, aproape la toate evenimentele, da. M-am bucurat la fiecare eveniment. Acum despre, nu știu dacă ați urmărit dumneavoastră un fir cronologic, așa, pentru că s-au mai suprapus perioade, s-au intercalat alte perioade. Sigur că asta e perioada, cred că, în care se, nu știu, probabil, sau una din etapele în care se consolidează sau începe să se sedimenteze, nu știu, probabil în populația Zalăului, o anumită conștiință de urbanitate, nu? Probabil în perioada asta, nu știu dacă și înainte a fost. Din nou, ca și la alte expoziții, o parte dintre noi care suntem Zalăuani privind cu nostalgie, am apucat să arunc o privire, bunicii mei materni au locuit în Zalău fiind aduși de la țară, bunicul a fost tâmplar la IJCL sau cum se numea fabrica respectivă de construcții, bunica zubrăviță și numai departe de acum câteva zile, o săptămână, cred, bunica stând acum în Zalău la noi, îmi povestea cum fiind zugrăviță că erau găleți cu mortar pe șantier, cum au construit școala X, sala de sport, cutare, cartierul, nu știu care, i-a marcat și pe ei perioada asta și, nu știu, mă gândeam acum dacă nu cumva și în momentul în care trăim, noi acum nu suntem într-un moment de ăsta disruptiv în care beneficiind de fonduri europene și o perspectivă și asupra ce înseamnă urbanitatea în exterior, încercăm să producem o ruptură față de ceea ce a fost înainte și să intrăm pe un alt făgaș, pe un alt canal. Acum, sigur că viitorul să ne demonstreze, dar cum spuneau colegii acolo în spate, că în aniversări 600... O să putem să... Da. Nu numai felicitări, ci și mulțumiri, pentru că suntem colegi practic în aceeași instituție. Mulțumiri pentru activitatea asta și pentru proiectul pe care l-ați derulat pe parcursul întregului an. Mulțumesc și eu. Da, pot să zic că, domnul vicepreședinte, cred că chiar la toate. Așa cum și domnul Paul Maghiu, care e, mă rog, și prietenul nostru și foarte constant, foarte prezent în activitățile noastre. Paul, eu strău și pe tine, că încheiem anul. Mai vreau să spun ceva, da. Să nu faceți probleme că spațiul de aici este foarte limitat, pentru că eu am constatat propria experiență că expozițiile cu care ați reușit să ieșiți afară, nu știu, la mall sau pe gardul muzeului sau în orice spațiu, am avut ocazia să constat că s-au bucurat de o atenție foarte mare. Ați încercat și în bună măsură ați reușit să redeșteptați uneori sau să puneți umărul la redeșteptarea spiritului comunitar. Pentru că eu cred că despre asta e vorba și poate că despre asta a fost vorba și în urmă cu 50 de ani. Poate că și e o opinie pur personală, poate că spiritul comunitar era un pic altfel atunci și cred că ar trebui să îl redescoperim, pentru că Zalău 550 nu este o sărbătoare a Muzeului Județean de Istorie și Artă, Zalău nu este o sărbătoare a Consiliului Județean, a primăriei sau a alte instituții. Zalău 550 și orice sărbătoare de acest gen trebuie să fie o sărbătoare a comunității.